Întrebate ce primesc de obicei de ziua lor, doamnele au recunoscut că soții, colegii și prietenii cel mai ades adărâs buchete de flori cu ocazia zilei de 8 martie. O bucă de flori. Da, numai flori. 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 Flori de obicei. Din păcate, florăresele spun că domnii sunt mai strânși la buzunar în acest an și că buchetele nu se mai vând așa cum se vindeau odinioară. Cred că oamenii sunt mai săraci cum au fost. Acum se vede, toată lumea vine dar pentru un fir de floare, dar cât mai ieftin, cât... Dacă lăsăm și uleu și 50 de bani, numai mai ieftin, mai ieftin să dăm. Cele mai norocoase doamne vor primi și în acest an, pe lângă flori, parfumuri și bijuterii. Parfumuri, flori, o cină. Din partea lui soțul mic, mai atenție mai mare era. Bijuterii. Când vine vorba de a petrece de ziua lor, doamnele preferă compania colegelor și a prietenelor, fie la restaurant, fie în cluburi. Nu puține vor fi cele care mâine vor sărbători alături de familie ziua femeii. Cu familia. Cu familie. Mă duc până la prinț. Sperăm să ieșim undeva cu soțul. La restaurant sau în club? La restaurant. La restaurant, cu siguranță. Acasă și cu nepoțica. Acasă cu ai mei. Nu, nimic interesant. O să mă duc la mama mea acasă. Vom petrece împreună, ca și fetele, la restaurant. Da. Noi am sărbătorit ieri cu câteva colege. Ne-am cinstit singure. Ne mai bucurăm cât mai putem și de primăvara care a venit așa de timpuriu și... Încercăm să nu ne mai gândim la timpurile pe care le trăim. Pentru domnii care încă nu au reușit să aleagă un cadou pentru doamnele din viața lor, străzile municipiului sunt pline de comercianți care le oferă pe lângă flori de primăvară în buchete sau ghivece, bijuterii handmade, broșe și chiar mărțișoare.